Acum, o să facem probleme. Simplu, dublu, triplu, static, nedeterminat, nedeterminat. Da? S-a făcut în liceu, cu cronica de apel, determinați caracteristici, deci din punct de vedere filogenic, cu agendă superioară, abstractă, da? Și avem nevoia RGI. Și acum avem asta. Dacă avem așa o dreaptă, y de x egal cu 3x plus 28. Egal cu y plus de x. O dreaptă de observăm că dreapta este simplu static determinat. De ce? Păi, dacă suntem în plan x sub vechi, 3x plus 28 egal cu 0, pentru a minus 28 supra 3 și 0, primul dintre sensii cu axul y, aici este 0 și 28, punctul B de intersecție cu y, deci asta este dreapta y de x, e 3x plus 28 egal cu y plus x. X la minus infinit la plus infinit, y plus infinit, minus infinit, aici e punctul de la minus infinit la minus infinit, și aici e punctul de la infinit la infinit. Dar, bineînțeles că nu avem cum să atingem infinit, dar e infinit, nu e problemă. Și acum ce? Păi, dacă luăm un punct M, variabilă federală, poate și de. Ăsta este X, ăsta e Y, X, egal cu 3X plus 28. Deci înseamnă că Y, X este 3X plus 28. Nici nu apasă la minus infinit la plus infinit. Dacă X apasă la minus infinit la plus infinit, Y-ul aparține și el tot la minus infinit la plus infinit. Deci înseamnă că admite o infinitate de puncte. M pe coordonate și X. Deci o infinitate simplă de puncte. Pentru de pe dreapta de din cauza că X-ul aparține la minus infinit la plus infinit. Deci este o infinitate, o dirată deosebită de Y, tot la o infinitate simplă. Deci puntele M pe coordonate X și Y, M de coante X și 3X plus 28, deoarece X aparține la minus infinit, la plus infinit, înseamnă că aici avem o infinitate simplă de, și da, de soluții, și este o problemă simplu static nedeterminat. Deoarece avem o infinitate simplă de soluții. O infinitate de soluții. M de coante X și Y cu relația asta. Când avem un plan, ecuația unui plan este x plus y plus z egal cu 8 în plan pe. Și dacă suntem în plan un spațiu cu 3 dimensiuni, x, 8, y, z, ecuația axului x înseamnă y egal cu 0. Z egal cu 0. Ecuația axului Y înseamnă Z egal cu 0. X egal cu 0. Ecuația axului Z înseamnă X egal cu 0. Y egal cu 0. Asta e asta. O X, o Y, o Z. Planul P. Planul P. De aici, când intersectează axele pe rând. Și obținem un triunghi, care, dacă știm un triunghi, știm tot planul. Deci aici, planul P, intersectat cu X, planul P, înseamnă X plus Y, plus Z egal cu 8, planul P. Axul X înseamnă Y egal cu 0, Z egal cu 0, ecuația.
axis cu x, n-are decât x, înseamnă că x egal cu 8, adică a e cu ante 8, 0 și 0. Planul B intersectez cu axa cu y. Deci x plus y plus z egal cu 8, planul B. Cu axul y înseamnă z egal cu 0, x egal cu 0, ecuația cu y înseamnă că y egal cu 8. B egal 0 cu 8 și 0. Planul B o intersectez cu z. Deci x plus y cu z egal cu 8, x egal cu 0, y egal cu 0. Ecuația axei cu z înseamnă că z egal cu 8, c egal cu 0, 0 și 8. Dacă avem un triunghi, avem o plană. Deci A1, B1 și C1. A e 8, 0 și 0, B e 0, 8 și 0, și nu 0, 0 și 8. Deci ăsta este planul, știm, da? Ăsta e planul B. La planul B avem o multitudine de puncte, deci la planul B avem o multitudine de X, de Z, unde Z este egal cu 8 minus X minus Y. Deci punctele R, X, Y, 8 minus X minus Y. Dar aici avem două variante, și X-ul și Y. Dacă X, Y, 0 este constant, avem așa, M1, deci mate, X, Y, 0, 8 minus X minus Y, 0. Dar aici, în cauza lui X, am zis la minus infinit, la plus infinit, o să avem o infinitate de puncte, M1. Deci primul caz. Al doilea caz. Dacă x egal cu x0 e constant și avem m2 poate x0 e y, 8 minus x0 minus y, y aparține tot la minus infinit, la plus infinit, admite ea o infinitate de puncte m2, deci admite o dublă infinitate de puncte, o infinitate de puncte de la x și o infinitate de puncte de la y. Deci aici planul este dublu statinea de remarcă. Planul este dublu static nedeterminat. Avem pe infinitate dublă de puncte. O dată din cauza X, fără din cauza Y. Și așa mai departe, triplu și așa mai departe, da? Nu? Una din exemplu de fapt, planul am făcut, da? Deci, să ne legăm acum de axele, de ecuațiile axelor în spațiu. Da? Le-am pus direct. Deci, când avem un spațiu tridimensional, X, O, Y, Z, I, J, și K. I și K sunt vectori. Vectorii, mărimea lui I, egal cu mărimea lui J, egal cu mărimea lui K, egal cu 1. Deci sunt vectori care mărimea e 1, determină sensul pozitiv al axei X, 1, sensul pozitiv al axei delta Y, 1, sensul pozitiv al axei OZ, K. Pe axa lui X nu avem decât X. Deci automat Y egal cu 0, și z egal cu 0, ecuația axei cu x. Aici nu avem decât y. Deci m1 poate 0, y1, 0. m2 poate 0, y2, 0. m3 poate 0, y3 și 0. Deci înseamnă că x egal cu 0. Z egal cu 0, ecuația axei cu y. Proprietatea comună a tuturor punctelor pe axa Y generează ecuația axei OY. La fel, proprietatea comună a tuturor punctelor pe OX generează ecuația axei X. În mod analog, aici, M1 egal cu 0, 0, Z1, M2 egal cu 0, 0, Z2, M3 egal cu 0, 0, Z3. Deci X egal cu 0 și Y egal cu 0, ecuația
Passei o Zé. Comecei a um espaço tridimensional. X, O, Y, Z. Dá-te que é uma imagem X, Y, Z. Então, deixa eu falar com o axo Z, mas é um par em cima, que é isso. Aici ducem un paralel coasa cu X și aici un paralel coasa Y, ăsta este Y și ăsta este X. Deci avem primate X, Y și Z. Sau cu ajutorul file pe F, da? Faci un file pe F și mergi pe coordonatele respective. Și aici sunt vectori, un vector, da? Vector de poziție, oia, OIM egal cu XY plus Y plus Z ori K. Deci vectorul de poziție, da? Unde? Ăsta este XY, ăsta Y și aici aducem o paralelă cu OIM și aici este Z ori K. Iar diagonala parterului respectiv, XY plus Y plus Z K ne dă R, vectorul de poziție, trebuie știut de acest lucru. Urmează lucrul în planul X-ray.